Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri sărate. Parfumurile acelea care au în compoziție nota de sare și care te duc cu gândul la mare, la valuri, la briza mării, la vacanță. Sunt parfumuri proaspete și nu numai, pentru că avem nota de sare și în parfumuri ceva mai delicioase, care poate că te duc cu gândul la un caramel sărat, la o înghețată cu caramel sărat, care mie îmi place foarte mult de altfel. Și haideți să începem, dar înainte de toate spuneți-mi și voi ce parfumuri aveți în colecția voastră, parfumuri sărate care vă plac foarte mult, pentru că aș vrea să mai descoper și altele. O să încep cu un parfum care îmi place foarte mult și l-am folosit și anul trecut în vacanță la mare, însă anul acesta și anul acesta l-am folosit și cred că ați văzut clipul cu parfumurile pe care le-am avut în vacanță, dar anul acesta parcă m-a captivat și mai tare parfumul acesta și este vorba despre Oud Sage and Sea Salt de la Jo Malone. Este un parfum absolut minunat. Este puțin sărat, dar este și aromatic, este și moscat, este cumva curat, relaxant și foarte, foarte plăcut. M-a nebunit anul acesta Oud Sage and Sea Salt. Nu este foarte sărat, cel puțin pe pielea mea nu este foarte sărat, dar da, te duce cu gândul la valurile mării, te duce cu gândul la o vacanță relaxantă, la mare. Este minunat. Este minunat acest parfum. Îmi place mult de tot și cu siguranță o să-l recumpăr, pentru că atât mai am. Am consumat două miniaturi și îl mai am pe acesta, am trecut la el pentru că o să-l folosesc în continuare în această vară. Trecem mai departe la Humanity. Am aici o sticlă absolut superbă. Îmi place mult de tot și chiar dacă nu are nota de sare, nu o vedem acolo în notele parfumului, mie îmi miroase a parfum sărat și cred că nota de caviar mă duce cu gândul la sare, la valurile mării și la ceva sărat. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Cred că eu am aici prima variantă de Humanity. Este un parfum foarte, foarte puternic și foarte persistent. Din păcate nu se mai găsește. Da, este ceva sărat, dar diferit. Un parfum pe care mai greu îl descrii, dar care mie îmi place foarte, foarte mult. Și l-am inclus aici pentru că și el mă duce cu gândul la valurile mării și parcă e și puțin acrișor, nu știu. Este un alt fel de parfum care mă duce cu gândul la valurile mării, la alge, la chestii de genul acesta, dar miroase tare, tare bine și are o sticlă superbă. Și următorul parfum despre care o să povestim este unul pe care l-am folosit și anul trecut, însă parcă l-am apreciat mai mult anul acesta și îmi place foarte, foarte mult. Este vorba despre Kenzo World Power, acela cu imortele și focus. Aici avem imortele, avem sare, note pudrate, mosc alb și tonka. Este un parfum sărat, îmi place foarte mult deschiderea lui, dar devine pudrat și cald în același timp. Are, cred că, cel mai bun pulverizator, el și încă unul pe care o să-l vedeți, foarte bun, foarte bine împrăștie. Da, este pudrat, este un pic spicy, sărat, chiar este un parfum sărat acesta și îmi place extraordinar de mult, după cum vă spuneam, are și un preț foarte bun, este perfect pentru vară, dar se simte și pudrat și se așează pudrat și mi se pare că nu am mai mirosit ceva, mi se pare unic parfumul acesta, este foarte frumos și chiar mă gândeam să-mi iau o sticlă de backup, nici nu știu că având atâtea parfumuri, îmi este destul de greu să cumpăr sticle de backup. Nu știu cum să fac.
dar cred că o să-l consum pe el și apoi o să-l recumpăr. Ideea e că nu prea se găsește așa peste tot și de asta mă gândeam la o sticlă de backup, dar îl super recomand dacă vă doriți un parfum sărat, cu o deschidere sărată și foarte interesantă, cu acele imortele, cu un iz pudrat și spicy, proaspăt în același timp, foarte, foarte frumos, și Kenzo World Power, apa de toaletă. Trecem la următorul parfum. Avem aici Olympia Intense, care, da, te duce cu gândul la o înghețată cu caramel sărat. Este un parfum dulce, este un parfum sexy, un parfum pe care poți să-l porți tot anul, pentru că v-am mai spus eu că este cameleonic. Doamne, cât de bine miroase! Un parfum gurmand, dulce, vanilat, ambrat, cald, are nota de sare, care combinația asta de dulce cu sărat te duce cu gândul la un caramel sărat, la o înghețată cu caramel sărat. Un parfum pe care te duce cu gândul și la plajă, însă poate la o petrecere pe plajă, seara, noaptea, pentru că este dulce. Este un parfum dulce și eu îl port și în perioada rece, îl simt altfel în perioada rece, dar îmi place foarte, foarte mult. Și aici avem un parfum sărat, delicios și dulce în același timp. Dacă am vorbit despre Olympia Intense, haideți să vorbim și despre Olympia Apa de Parfum. Acesta este ceva mai aerisit, are și el partea aceea gurmandă, avem multă vanilie, avem sare, dar avem și o deschidere cu flori citrice, avem și ghimbir și o bază cu ambergris, cașmir și santal. L-am consumat pentru că îmi place foarte mult parfumul acesta, nicio problemă că mai am o sticlă. Ăsta este ceva mai aerisit, pe el îl pot purta ziua fără probleme. Este și el dulce și sărat în același timp. Cred că îl știți pe Olympia, este un minunat și am consumat sticluța asta. Din nou, este un parfum sărat și dulce în același timp, dar v-am zis, nu este atât de cald ca și Olympia, este mai aerisit, este mai nu este atât de dulce. Nu este atât de dulce ca și Olympia Intens, dar totuși este un parfum dulce și gurmand. Și dacă tot am mers în direcția asta de parfumuri dulci și sărate, o să vorbim și despre Idol Aura, care este ceva mai elegant. Pe Idol Aura îl văd mai elegant, aici avem trandafir, vanilie și sare. Partea asta florală din Idol Aura sau Aura îi dă parfumului un iz elegant și sofisticat cumva. Îmi place foarte mult cum miroase, v-am mai povestit despre el, are ADN-ul Idol, dar este ceva mai light, mai ușor, mai potrivit pentru vară, nu atât de dulce ca și Idol. Și da, avem trandafir, vanilie și sare, o combinație foarte bine echilibrată, nu este prea dulce, nu este prea sărat, nu este prea floral. Chiar îmi place mult parfumul acesta, dar v-am zis că am o sticlă mare de Idol și încă nu vreau să cumpăr Aura sau Aura, dar poate că o să-l iau la un moment dat. Momentan nu mi-ajunge acesta. Și când ai multe parfumuri, chiar 10 ml îți sunt de ajuns pentru vară. Pentru că, până la urmă, Idol Aura este un parfum pe care l-aș purta vara. Următorul parfum, Bronze Goddess Azur de la Estée Lauder, este un parfum care se simte acvatic, se simte apos, dar nu are și nota de sare, dar nu este atât de dus în direcția asta de miros de valuri și nu prea simt sarea în el.
deși o are, aici avem un parfum foarte apos, foarte light, avem note de citrice în deschidere, nu se simt ele foarte bine. V-am mai zis că mi se pare un parfum așa destul de liniar, mi se pare că iese în evidență neroli, și smochina și un pic de vanil, de cocos, pardon, pentru că este cumva cremos în același timp și da, așa se simte, neroli, cocos și smochina. O combinație perfectă pentru vară, pentru că este dulceac, dar nu este prea dulce, este floral, dar nu este o floare prea intensă sau grea. Și da, știți că neroli poate să te ducă într-o altă direcție, poate să ți se pară greu, dar nu este așa, chiar este frumoasă combinația asta de cocos, neroli și smochină. Și el este bun pentru vară, este într-o altă direcție, are sare, dar eu nu-l simt sărat, doar apos, foarte apos și light. Un alt parfum care mie îmi place foarte mult și miroase a vacanță de vară este acest Ocean Infinite de la Rituals. Ei bine, aici nu avem nota de sare, dar avem apă de mare. Nu este un parfum în care să simt foarte tare o notă sărată. Aici avem ceva foarte fervescent, așa fructat, un pic sărat, simt un pic de sare. Și este foarte feminin parfumul acesta, din nou un parfum mai elegant. Din nou avem un atomizor perfect, uitați-vă aici. Perfect, împrăștie super fin și super bine și miroase, da, miroase și a sare, este foarte proaspăt, foarte elegant, efervescent, fructat, feminin. Este absolut superb parfumul acesta, super busy. Super busy. Îmi place foarte mult, foarte mult. Este foarte bine făcut parfumul acesta. Următorul parfum mă duce cu gândul la o perlă pe care o găsești într-o scoică, care te duce cu gândul la mare, la apa mării, la lemnul pe care a trecut apa sărată. Este un parfum care devine mai pudrat și mai lemnos așa. El are în deschidere sare, are ghimbir și bergamot. Nu pot să zic că simt așa proaspăt condimentat acest parfum sau citric, nu. Se simte nota asta de gutuie pe care am mai întâlnit-o într-un alt parfum și care și acolo îmi dădea un iz de sărat, nu știu, cumva pe mine gutuia mă duce cu gândul la un iz sărat. Apoi avem și Magnolie și este un parfum mai eleganțel, un parfum sărat mai eleganțel așa și devine mai pudrat, mai lemnos. Este un parfum care îmi place, care este perfect pentru vară. Anul acesta nu prea l-am purtat pentru că am tot purtat altele și na, nu am cum să le port pe toate, dar nu-i problemă că o să-l port, îmi place. Uitasem să includ un parfum în acest clip și vreau neapărat să-l includ aici pentru că vreau să văd, de exemplu, la anul când mă uit în spate, când mă uit la clipuri pe care le-am făcut, vreau să văd diferența dintre parfumurile sărate pe care le am anul acesta, pe care o să le am la anul și dacă vă uitați, o să vă pun în descriere un clip că am filmat și anul trecut un clip de genul acesta. Și uitasem să includ parfumul Pioggia Salata, Il Profumo. Este un parfum pe care l-am în cutia cu parfumuri care vreau să plece din colecția mea, pentru că să știți că pleacă destul de multe parfumuri. Nu apuc eu să fac atâtea clipuri de declutter, dar nu pleacă neapărat pentru că nu îmi plac, ci pentru că trebuie să mai și renunț la unele. De exemplu, pe acesta aș vrea să-l dau pentru că pur și simplu nu pot să trec peste deschidere, deși el se transformă și devine un parfum pudrat, aromatic, foarte plăcut. Mă deranjează deschiderea. Avem alge și frunză de violetă în deschidere. În mijloc avem sare, leandru, roz.
pitosporum, hibiscus, ilang ilang și trandafir. Și în bază avem eucalipt, frunze de palmier și crin. Da, se transformă, se tot transformă parfumul acesta. Este unul foarte puternic. Sunt așa, între să-l dau și să nu-l dau. Dar, da, îl aveam pus deoparte și uitasem să-l pun în clipul acesta. După cum vă spuneam, multe parfumuri pleacă din colecția mea pentru că unele seamănă între ele și nu vreau să am multe parfumuri care se aseamănă, sau poate că la unele nu prea îmi place deschiderea și vreau să-mi placă 100%, sau poate că unele sunt prea slăbuțe pentru mine, unele sunt, nu știu, pur și simplu se schimbă preferințele și da, poate că o să le caut la anul sau poate o să le caut cândva, dar o să le recumpăr, nu vreau să umplu casa cu ele și de aceea unele mai și pleacă din colecția mea. Însă, despre parfumurile care vă povestesc, că îmi plac, pe care vi le recomand, chiar dacă pleacă din colecția mea, părerile mele sunt aceleași pentru că eu niciodată nu vin aici să vă spun pe un parfum că îmi place dacă el nu-mi place. Niciodată! Deci, părerile mele sunt aceleași și susțin tot ce spun aici. Cât despre Pioggia Salata, este un parfum sărat, pudrat și aromatic. Este frumos, dar nu este un parfum care să mă dea pe spate. Adică nu-mi place 100%. Dar este foarte puternic pentru vară, este super, super bun. Și ultimul parfum din colecția mea care are nota de sare, însă este un parfum șipră, este acest Air di Gioia. Air di Gioia este aerul pe care îl simți vara atunci când este răcoare și stai pe malul mării, dar este ceva mai răcoare, ești îmbrăcat cu haine lungi, cu pantaloni, cu o bluză, cu mânecă lungă. Cumva este un parfum care este proaspăt, este un pic sărat, are o notă de chiparos. Da, mă duce cu gândul la o ieșire din asta foarte cozy pe malul mării, însă când nu este momentul să faci plajă sau să intri în apa mării, are un aer sărat. Are un aer proaspăt, este foarte aromat parfumul acesta, este foarte light, foarte ușor și nu este un parfum foarte sărat, adică nu se simte foarte bine sare. Avem și flori aici și o bază în care găsim chiparos, mușchi, paciuli și lemn de cașmir. Miroase foarte bine, îmi place, da, nu este în zona aceea de parfum sărat. Dar este un parfum potrivit pentru vară, un parfum proaspăt, un parfum așa mai ierbos, aș putea să spun, de vară, sărat, ierbos. Rămâne foarte unis, foarte plăcut pe piele și îmi place și el, nu prea l-am purtat anul acesta, dar o să mai discutăm despre acesta. Ei bine, acestea sunt parfumurile cu nota de sare din colecția mea, sper, nu sunt toate oricum, dar v-am arătat ce trebuia să vă arăt, parfumuri pe care eu le super iubesc și voiam să vă mai spun și despre Ceirosa 62 de la Sol de Janeiro, pentru că îmi place și acela foarte mult, este la fel un parfum delicios cu caramel sărat, cu o înghețată de caramel sărat. Da, ce voiam să vă mai zic este faptul că nu l-am găsit să-l includ aici, dar vi-l super, super recomand și pe acela. Ați văzut că avem parfumuri mai sărate, mai puțin sărate. Nu uitați să-mi recomandați și voi parfumuri cu sare pe care le aveți în colecția voastră și sper că v-am lămurit cât de cât cu aceste parfumuri. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă aveți întrebări, puneți-mi acolo în comentarii pentru că vă răspund. Dacă YouTube nu mai face figuri și îmi scoate comentariile, mi le închide, nu știu ce se întâmplă, dar nu avem ce face. Dacă se poate, bine, dacă nu, iar bine. Eu le tot activez, dacă se întâmplă să mi le dezactiveze, dar asta este, nu avem cu cine să ne certăm.
Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și toate cele, clopoțel, nu uitați să lăsați și un like, pentru că mă ajută foarte mult și m-aș bucura să discutăm mai mult în comentarii despre parfumuri. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!